Salutare, dragi prieteni ai rubricii Întrebarea Zilei. Așa cum v-am spus, o să am o surpriză pentru voi și surpriza de astăzi pentru voi este iubitul și îndrăgitul prezentator și actor Pavel Bartoș. Salut, Pavel! Mamă, deci cum ai spus-o? Trebuia să spui mai simplu. Este colegul meu, Pavel Bartoș. Dragilor, țineți minte ce v-am spus, el este colegul meu, Pavel Bartoș. E mult mai Mulțumesc, bine. Pavel. Mult mai... Sună mai firesc acum în condițiile astea, știi? Gândește-te că suntem colegi din mai multe puncte de... Colegi de pandemie, colegi de izolare, colegi de suferință. Suntem tătici amândoi, adică câte puncte comune nu avem? Așa este, așa este. Cât de doriți este de scenă, Pavel? Știi cum e? Mi-e dor foarte tare. Adică mi-e dor în general, sunt un om al interacțiunii. Mi-e dor să simt acea emoție pe care o simt în fiecare spectacol, întâlnirea cu spectatorul. Mi-e dor de acel tip de emoție, de acel tip de interacțiune, care nu poate fi înlocuit cu nimic și Absolut de nimic. nimeni. Așa este. Oricât am încercat noi să facem teatru online sau sub alte forme, ca să ne mai, cum să zic eu, să ne mai stimulăm creativitatea. Acel tip de interacțiune și emoție directă nu poate fi înlocuit, din păcate. Așa Și este. atunci aștept cu mare nerăbdare începerea repetițiilor, reîntâlnirea cu publicul. Mi-e dor de colegi. Da, te înțeleg foarte bine ce zici. Eu i-am spus soției la un moment dat, mi-e așa de dor de scenă, încât prima oară când o să ajung pe o scenă, cred că o să o pup. Și ea știe ce îmi spune? Dar să ai grijă să o sterilizezi Sau să te speli după. întâi. Știi? Da. Da, mi-e dor de tot ce înseamnă teatru, mi-e dor de colegii mașiniști, mi-e dor de, știi cum e, de tot ce se întâmplă în teatru, de doamnele cabiniere care aveau grijă de tine, mi-e dor de oamenii ăștia și acum am realizat cât de mult îmi lipsesc. Erau niște lucruri normale care ni se întâmplau, întâlnirea cu ei înainte de un spectacol, cu doamnele de la machiaj, cu doamnele de la cabină. Și uite, mi-e dor de lucrurile astea mici, care mă Da? făceau să mă simt bine într-un teatru. Așa este. Chiar și drumul spre teatru era un eveniment în ziua spectacolului. Da, mai ales dacă Da. te prindea în trafic și aveai puține... Ei, încet, încet să sperăm că o să se revină la normal și o să. Așa, să fim optimiști acum, știi cum e, mai ales în cazul nostru, speranța moare ultima. Da. Pavel, uite, am selectat câteva întrebări pe care eu le-am pus celor care Da. urmăresc rubrica mea și vreau să te întreb dacă ai un obicei pe care în fiecare dimineață îți acorzi timp pentru el și fără de care, dacă nu ai avea obiceiul acela, parcă n-ar fi ziua cum trebuie. Da, normal că am, pentru că asta am învățat de la profesorii mei. Știu că eram în tânăr. Și n-aveam, cum să zic eu, n-aveam niciun fel de obicei, n-aveam niciun fel de tabiet și mi-au spus, creează-ți tabieturi, creează-ți obiceiuri, îți vor face bine. Pentru că dacă bifezi aceste tabieturi, ai să vezi un fel de ritual al tău, de a-ți începe ziua. Și atunci, normal că mi-am făcut. Și normal, principalul este băutul cafelei, adică dimineața Okay. trebuie să-mi acord timp pentru cafea. Vreau să o savurez într-un anume fel. Da. Am aceste 10 minute doar pentru cafea. Nu deschid nici telefonul, nu deschid. Stau doar eu cu cafeaua. Tu, Habar n-am. cafeaua și cu gândurile tale. Da, și după aia cumva îmi fac așa încet, încet spre finalul cafelei, încep să-mi fac o ordine și să-mi ordonez cumva ziua ce va urma. Face o ușoară Dar mă simt secere așa în și când ceva film. trebuie să fug, când trebuie să fugă rapid, adică mă trezesc și trebuie să fug la filmare, știu că parcă simt neîmplinit, că ceva nu s-a întâmplat. Și Da. da, asta, băutul cafelei îmi face tare bine și mă aruncă cumva în zi. Am înțeles. O altă întrebare, dar uite, acum vreau să schimb puțin ordinea. Le rog. Pentru că ai zis să-ți oferi timp pentru tine. Știu că ești un tată responsabil, știu că te implici foarte mult în educația copiilor. Vreau să te întreb,
care e ultimul cadou pe care ți l-ai făcut tu pentru tine? Adică te-ai abătut puțin, să zicem, de la lista cumpărăturilor și ai zis asta îmi trebuie, asta iau pentru mine, pentru că îmi doresc, pentru că vreau asta. Ultimul cadou, o să râzi. Ultimul cadou a fost o mașină de tuns. Pentru că îmi doream, aveam plete și plus că ai mei copii își doreau enorm de mult să mă tundă ei. Mai aveam puține zile până să ieșim din izolare și mă puteam duce la un profesionist. Dar nu, ale mele fete au zis, tati, toți am văzut că Smiley s-a lăsat tuns, ăla s-a lăsat, tu de ce nu vrei? Și când am văzut că dorința lor e atât de mare și după aia când am văzut și bucuria de a mă tunde a fost și mai mare, am zis, băi, un alt moment de care ele își vor aminti. Eu încercând să fac mie acel cadou, acea mașină de tuns, dar s-au bucurat ele. Așa. Da, din punctul ăsta de vedere, pe mine m-a prins pregătit pandemia că aveam mașina de tuns. Știai tu ce știai? Am zis. Nu, în rest sunt un om care nu-și face cadouri mari. Nici nu. Mie-mi plac lucrurile mărunte. Astea mă fac cumva, mă împlinesc. Micile lucruri. Îmi face plăcere să-mi iau, poate mă duc, am o băcănie de unde mi-au eu acea șunculiță care mie îmi place, da. Sau acea pâine cu cartofi care mie îmi place. Adică am lucruri dintre astea mici. După aceea, să mă întâlnesc cu omul ăla sau cu un alt. La mine viața e făcută din lucruri, adică încerc să-mi bifez lucruri mici care dau așa o împlinire mare. Da, eu îmi pun și eu la rândul meu aceste întrebări și îmi răspund sincer la ele și ultimul cadou pe care mi l-am făcut, eram într-un hipermarket și mi-au căzut ochii pe un set de pescuit la răpitori, pe niște lingurițe. Da. Și am zis, trebuie. De ce nu? Da, dar e normal să fie așa. E normal și e bine că îți dai și ție timp, îți dai și ție, cum să zic eu, bucurii mici. Nu? La urma urmei știi cum e, tot pentru alții. Hai și un pic să ne gândim și la noi. Și asta a fost o perioadă bună, izolarea asta, să ne gândim un pic și la noi. Așa la e. Ce ne dorim cu adevărat. Am avut timp de introspecții serioase. Să rămânem cu ceva de pe urma acestei introspecții. Ar fi nemaipomenit. Pavel, care este cea mai ciudată combinație de mâncare pe care ai mâncat-o tu vreodată? Cea mai ciudată? Da. Măi, în primul rând că acum, știi, sunt chinezăriile. Adică marea mea încercare a fost, știu că acum câțiva ani, a fost să mănânc picioare de broască. Și am avut, mi-a plăcut enorm de mult, aia cred. Dar în rest sunt o grămadă de, cum să zic eu, am avut parte de o grămadă de combinații de mâncăruri aiurea. În studenția mea am făcut... Asta vreau să te întreb. Practic, nu să cumperi de undeva, ce ai deschis frigiderul... Da. Și ți-au căzut ochii pe nu știu ce și pe nu știu ce. Și ai zis, asta trebuie să le combinăm și să le aducem împreună în tomat. Da, sunt un om care în această, de exemplu, în studenție făceai, îți dai seama din ce făceai. Făceam ciorbă de mămăligă, adică făceam un fel de mămăligă dintre asta mai, ca să ne dea, să ne umfle cumva stomacul. Aveam slană cu ceapă și ne ajungea. Adică aveai bulion, că ăla, nu știu, tot timpul făceau ai mei acasă bulion și făceai ceapă prăjită cu bulion și cu mămăligă. Și era senzație. Deci era, mâncam, mamă. Și dacă băgai și o slană friptă, wow. Dar am făcut și chestii ciudate, adică am, ca să înțelegi, la un moment dat aveam paste, spaghete și cu ce nu le-am combinat. Doamne ferește cu ce nu le-am combinat. Dar era tot așa, o luai... Pentru că asta era, n-aveai ce face. Și era bun. Și dacă era și făcut de tine, dar într-adevăr făceam paste cu tot felul de tâmpenii. Adică dacă la un moment dat am mâncat, după aia am văzut că totuși la restaurant de fiță e o delicatesă, paste, am știut că am luat mentă, cu, nu știu, Doamne, cu ce nu am mâncat. Sau, de exemplu, noi nu prea aruncăm mâncarea. Dacă facem un grătar și mai rămâne grătar, a doua zi eu am, ăsta e marele meu challenge, cum să refolosesc acea mâncare, carnea. Da. Și atunci fac mâncare cu sos și cu mămăliguță. Știi ce bună e? Fai!
Deci experimentezi și îți place bucătăria și lucrurile astea care le reinventezi, practic. Da, știi cum e? Dacă în studenție era de nevoie, pentru că n-aveai altceva, acum, cum să zic, zici, acum e o chestie de creativitate. Exact. Am un frigider doar asta. Ce fac? Da, e, da. Cu asta îmi fac eu de mâncare. Și e minunat. Adică, acum e doar o chestie de creativitate, de challenge. Da, 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 da. Că tot e la modă challenge. Challenge, challenge. O altă întrebare challenge pentru tine ar fi să-ți amintești care-i comedia la care tu ai râs cel mai mult. Film sau teatru? Film. Da, și teatru merge. Dar... Măi, am o comedie, după mine este comedia comediilor. De fapt sunt două, dar una are un conținut mai dramatic și e una, Petrecerea, cu Peter Sellers. Ok. E un film colosal. E un film colosal cu unul care nimerește din greșeală o petrecere și distruge toată petrecerea, dar încă toată petrecerea, toată casa, care era o casă, cum să zic eu, de lux, cu piscină interioară, cu, la un moment dat intră un elefant. E o întreagă nebunie. Am râs copios. Bineînțeles, după aia a fost primul Hangover, dacă mi-aduc aminte, primul Hangover. Da, da, da. Dar primul. Primul. Așa? Și, bineînțeles, filmul meu de la care, știi cum e, am râs cu lacrimi, cumva, adică printre lacrimi, de fapt, La Vita e Bella. Uh-huh. Era, adică, îți dădea optimismul vieții, dar modul, știi, adică structura era atât de dramatică și fondul atât de dramatic și tragic, încât râdeai printre lacrimi. Da. Așa. Dar asta a fost. Adică recomand, dacă vreți să vedeți o comedie bună, este Petrecerea cu Peter Sellers. Bună, bună alegere și bună recomandare. Ce vreau să te mai întreb? Săptămâna trecută am apucat să ies și eu în sfârșit la prima partidă de pescuit pe anul acesta. Și fiind acolo pe baltă, mi-am adus aminte de acel proverb: oferă-i omului pește și va avea să mănânce o zi. Învață-l să pescuiască și va avea de mâncare toată viața. Și recunosc, m-am mai lovit de acest proverb. Și zic, care e proverbul tău cu care te lovești cel mai des? Sau dacă ai vreun proverb preferat? Nu, n-am un proverb, dar am un motto. Nu fă altuia ceea ce ție nu-ți place. Da. Da. Cred că asta mă ghidează pe mine. Cred în soiul ăsta de respect. De bun simț. Da, da, da. Și asta mă ghidează. Adică ăsta e un motto al meu. Ar trebui să îi respectăm mult mai mult pe cei de lângă noi. Cred că, de fapt, respectându-ne, ei ne-ar respecta la rândul și atunci lucrurile s-ar mișca mult mai ușor, mult mai firesc, neîncrâncenat, pentru că din cauza lipsei de respect, oamenii și lucrurile se încrâncenează în jurul nostru. Da. Și se deturnează de multe ori. Nu. Ăsta este un motto al meu și cred în chestia că nimic în viață nu mi se cuvine. Pentru totul, pentru orice trebuie să muncesc. Sunt, acum dacă le iei, știi, ușor, ușor, dar ăsta e primul. Adică nu fă altuia ceea ce ție nu-ți place. Da, da, da. O întrebare mai am pentru tine. Dacă ți-amintești, de fapt sigur că ți-amintești, o aventură din copilărie pe care ai făcut-o și poate că părinții tăi au aflat-o târziu sau n-au aflat-o niciodată. Eu, spre exemplu, le-am povestit celor care mă urmăresc că la 12 ani am luat bicicleta și cu încă doi prieteni am tras o fugă la pădure, la Brănești. Eram copii, dar am făcut nebunia asta, părinții n-au știut. Dacă ar fi aflat, probabil ne-ar fi dojenit puțin.
Puțin știi mai cum mult. E, trăiam alte vremuri, alte, cumva, față de cei de, din ziua de azi, avem alt tip de copilărie. Așa ziua e. De azi, sigur ar fi aflat, crede-mă, la câte mijloace de comunicare sunt, sigur ar fi aflat și ar fi văzut. Da, înțelegi că da. Cineva s-a filmat, sigur. Dar sunt multe, adică am căzut într-un lac, știu că jucam hockey, la noi hockey la Miercurea Ciuc este sportul preferat. Ăla este, și joci și vara și iarna. Și știu că jucam pe un lac înghețat și am picat în lac. De frică, nu e în mod normal, de frică, numai ca să nu afle părinții mei, știi cum am ieșit din lacul ăla? Chiar dacă eram la un prag, un pas să, cum să zic eu, să intru în alte cele. Dar, nu știu, de frică și adrenalină, am zis, mă, numai să nu afle ai mei, n-am pățit nimica, n-am avut nimica. Nici măcar răceală. Știi? Adică am avut tot felul de pățănii de genul ăsta, că știi cum e, mai aveai chestiile alea în care ziceai mă duc la un coleg, da, știi, da, să da. Te duceai în alte, cu totul alte părți, adică și câte se întâmplau, dar sunt cumva firești, adică da, astea, știu că astea sunt, sau când am chiulit prima oară, Doamne, atât de știu că am chiulit prima oară și nu eram un elev care am zis, bă, hai, mă duc cu toată clasa, că a chiulit toată clasa. Da, adică da. Nu eram... Și am zis, bă, eu m-am simțit atât de prost, că am zis, era de la un profesor care îmi plăcea foarte mult. Profesorul de istorie. Și am zis, bă, dar nu merită, adică nu că n-aș fi. Și am chiulit și după aceea m-am simțit atât de... Deja aveam impresia că tot orașul știe că eu am chiulit. Dar tot, că ce părinții mei, că părinții mei, mamă, ce o să fie. Și am avut așa o chestie, m-am simțit atât de prost că m-am dus, în loc să mă duc acasă, m-am dus acasă la profesorul de istorie să-i cer scuze. Oh, ce frumos! Da, și după aia m-am ajuns acasă și m-am dat de gol că am chiulit. Ai mei nu știau. Adică, m-am pățănit, tot felul de. Auzi, dar apropo de copilăria pe care am avut-o noi și copilăria pe care o au cei din ziua de astăzi și cei care urmează să o aibă, adică adolescența, de fapt. Da. Crezi că părinții cumva... Eu mă gândesc și la mine, într-adevăr, nu mai trăim vremurile alea de atunci. Dar crezi că părinții au tendința de a deveni supra-responsabili, adică să-i țină mai din scurt pe copii? Pe vremea noastră, tentațiile nu erau atâtea. Gândește că noi am trăit cu cheia la gât. Da, da. Ai avea acum liniște în ziua de azi ca să tu să-i pui copilului tău cheia la gât și să meargă pe stradă? Din păcate nu. Ia-o doar de la asta. Da, da, da. Nu. De ce? Pentru că tentațiile sunt mult mai mari, lucrurile sunt mult mai, cum să zic eu, de cu totul altă natură. Se schimbă lucrurile. Nu înseamnă că e bine sau e rău, habar n-am. Istoria va decide. Da, cred dar, că... Iau doar din perspectiva, gândește-te câte gadgeturi sunt, câte și atunci normal că fiind atât de mari tentațiile, pe vremea noastră nu erau decât televizorul care mergea o oră sau două și ăla era mai tot timpul stricat și în rest te cufundai în cărți sau în joaca din fața blocului. Cât îți mai lași tu copilul singur în fața blocului să se joace singur? Vezi? Da, sunt, adică da. Plecând de la chestiile astea. Și atunci analizează de ce și ai găsit răspunsul. Pavel, îți mulțumesc mult de tot pentru participare. Mare drag. Aș dori, dacă vrei și tu, să le lansezi celor care ne urmăresc o întrebare la care să reflecteze și să-și dea răspunsul, să ne dea răspunsul pentru ziua de mâine, poi mâine vedem. Nu știu, m-ar interesa, uite, e o întrebare pe care tot o adresez celor din jurul meu sau cu cine mă întâlnesc, ori întâlnirile online sau nu numai. Voi, ce ați învățat din această izolare? Cu ce ați rămas? Dragilor, aceasta a fost întrebarea lui Pavel pentru voi. Așteptăm răspunsul. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Mulțumim mult, Pavel! Numai bine! O zi bună în continuare și așa să ne vedem cât mai repede pe scenă. Așa să fie! Mi-e dor de scenă! Numai bine!